Bună seara, bine v-am regăsit. Sunt Dacia Teodorescu de la Independent TV Hunedoara. Subiectul din această seară este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir sau Sfântul Dumitru. Sfântul Dumitru s-a născut în secolul al III-lea la Salonic, Imperiul Roman, și s-a sfârșit pe data de 26 octombrie în anul 306. Pe parcursul prigoanei anticreștine, el a fost ucis de o lance datorită faptului că l-a mărturisit pe Iisus Hristos. Cruciații din Evul Mediu l-au adoptat ca fiind patronul lor alături de Sfântul Gheorghe. Sfântul Dumitru este venerat ca fiind unul dintre cei mai mari sfinți militari și este recunoscut de Biserica Ortodoxă și de Bisericile Catolice de rit bizantin și Bisericile Catolice de rit roman. A nu se confunda Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, cu Sfântul Dimitrie cel Nou, Basarabov, sărbătorit de Biserica Ortodoxă Română pe data de 27 octombrie. Vă doresc o sărbătoare binecuvântată, cu sănătate și liniște în suflet, iar celor care își serbează onomastica le doresc la mulți ani. La revedere!